Dragii mei, frați și surori, am să vă citesc un cuvânt al Bibliei sugestiv, de la care vom pleca în această dimineață, care se găsește scris la Luca, capitolul 23, un cuvânt pe care dumneavoastră l-ați auzit deseori. Dar de această dată mă voi lega de o expresie din acest cuvânt. Voi citi câteva versete de la versetul 44 până la versetul 49 inclusiv. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu, care arată un moment de la Golgota, din momentul crucificării lui Iisus Hristos, și care spune așa: era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat și perdeaua dinăuntru templului s-a rupt prin mijloc. Iisus a strigat cu glas tare: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe și-a dat Duhul. Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis: cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Și tot norodul care venise la priveliștea aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Toți cunoscuții lui Iisus și femeile care îl însoțiseră din Galileea stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau. Amin. Vă invit cu mult respect să ocupați locurile. Dragii mei, despre Golgota se pot spune atât de multe lucruri. Dar să știți că Golgota este esența credinței noastre. Noi, atunci când botezăm oamenii în apa botezului, îi botezăm pe baza faptului că ei spun că ei cred în Iisus Hristos, că ei cred în jertfa de la Golgota, că ei cred în iertarea păcatelor în urma jertfei pe care Iisus Hristos a depus-o la Calvar pentru viețile noastre ale oamenilor. Golgota e un moment atât de profund și atât de special din foarte multe puncte de vedere. Se poate predica din pasajele acestea și din momentul de la Golgota, care în Biblie e împărțit în câteva pasaje, se poate predica din atâtea unghiuri, se poate arăta atât de multe aspecte importante pentru viața de credință. Dar în această dimineață vreau să vă arăt un aspect la care trebuie să fim foarte atenți și din care noi în dimineața aceasta să extragem câteva învățături. Să putem să le punem în inima noastră și în viața noastră și, atenție, să le punem în trăirea noastră învățăturile acestea. La un moment dat, Domnul spunea: învățați de la mine. Omul dacă învață și mai apoi nu pune în practică, nu-l ajută cu nimic a învățat. Se subînțelege într-un mod cât se poate de clar că tot ceea ce ai învățat trebuie să pui în practică. Dacă cineva învață pentru un examen, dar nu se mai duce la examen, poate să-i spună la acel profesor că el l-a învățat de numai, că nu-l ajută la absolut nimic. Examenul este picat. Pentru că noi trebuie să fim oamenii care să învățăm și apoi să punem în practică prin viața noastră. S-ar spune că parcă generația în care noi trăim, doar dacă vrem să fim un pic sinceri cu noi, datorită vremurilor și învălmășelii, suntem puțin cam restanți, poate, la a pune în practică. Dar e atât de important să punem în practică ceea ce Dumnezeu ne-a învățat și să trăim, dragii mei, fac sublinierea aceasta importantă, să trăim în așa fel încât Dumnezeu să fie bucuros de trăirea noastră. Să stea Dumnezeu în cer și să spună: uite-te, eu mă uit la Alin Nemeș. Măi, eu sunt bucuros de ce face omul ăsta. Eu mă uit la Maria, mă uit la Ioan, mă uit la Cutare. Îs bucuros de ceea ce face omul acesta. Să nu cumva să credeți că viața de credință merge așa dintr-o inerție și diavolul, care vrea să încurce toate lucrurile, stă undeva deoparte. Tocmai de aceea noi suntem într-o luptă continuă. Imaginați-vă că acolo la Golgota, unde se plătea prețul răscumpărării noastre, diavolul, preț de câteva momente a jubilat. Așa de interesant era momentul ăla, încerc să-l prefigurez cam cum e în mintea mea, nu știu dacă o să-mi iasă în adevărata valoare, dar încerc. Imaginați-vă pe Iisus Hristos, care
plătea prețul de răscumpărare în cer, se semna iertarea păcatelor oamenilor și în același timp diavolul care poate nu înțelegea sau în buimăcimea lui credea că a câștigat, ăsta jubila preț de câteva momente, dar Iisus Hristos își făcea partea lui. Diavolul îi învrăjbea pe oameni, strigau, răstignește-l să fie dat la moarte, îl băteau, îl scuipau, îl smugeau barba, erau momente atât de complicate și ăsta jubila că îi putea învrăjbi pe oameni, că putea să le spună, faceți-i lui Iisus Hristos cele mai grozave terori, terminați-l din toate punctele de vedere, dar în același timp Iisus Hristos, ca și cum parcă, dacă îmi permiteți, în inima de Dumnezeu, neatins de ceea ce eu am o misiune, am o direcție, eu trebuie să-mi duc lucrarea până la capăt. Dar vreau în această dimineață, în momentul acesta de la Golgota, să ne uităm la un aspect și v-am citit și am să mă leg de o expresie din textul acesta care spune așa, în momentele acelea de agonie, în momentele acelea grele, ciudate, cu o învălmășală de toate ideile, cu o învălmășală de situații, în momentele acelea Iisus Hristos s-a pus la dispoziția omenirii, dacă vreți, să exprime câteva cuvinte și să aibă câteva strigăte. La un moment dat, Biblia spune așa, din pasajul pe care eu vi l-am citit, Iisus a strigat cu glas tare. Pentru că întotdeauna când strigi, înseamnă că vrei să fii auzit. Pentru că din ceea ce tu strigi, vrei să rămână ceva. Vrei ca omul să ia o învățătură, să fie atent, să fie cât se poate de conștient că e important ceea ce tu strigi. Nu e așa că atunci când un copil se lovește, prima reacție a lui e să strige. Când un om e într-o încercare, prima lui reacție e să strige. Acum nu neapărat, nu vorbesc aici de decibeli, nu mă refer neapărat la tonalitatea ridicată, și mă refer la strigăt ca și stare. Nu e așa că atunci când parcă ajungi într-o încercare, ce faci? Te duci la cel de lângă tine, la frate, la soră, la mamă, la tată, la familie, la prieteni și ai un strigăt. Bă, uite, am nevoie și eu. De ce? Că strigătul acela vrei să fii auzit. Domnul Iisus Hristos a avut câteva strigăte acolo pe Golgota, despre care vreau să vă vorbesc în dimineața asta, pentru că Domnul a vrut ca aceste strigăte să fie auzite, ca oamenii să ia învățăminte din ele. O, ai spune cineva în situația lui Iisus Hristos, păi numai să mor și gata, parcă nu mai aveai chef să mai zici ceva, nu mai aveai chef să mai lași în urmă o învățătură, nu mai aveai starea necesară, bă, mi-am ispășit jertfa, mi-am sfârșit alergarea aici, l-am mulțumit pe Dumnezeul Tată, s-o găta cu mine. Nu! Hristos a zis așa, măi, eu trebuie să am aceste strigăte importante, cât timp stau aici pe cruce, ca oamenii să fie foarte atenți, să ia învățămintele importante, ca diavolul mai apoi să nu-i poată înșela. Și din fiecare strigăt al lui Iisus Hristos, pe care Domnul l-a avut, se poate lua învățăminte atât de importante pentru viața noastră de credință. Și ascultați primul strigă. Știți care a fost primul strigă al lui Iisus Hristos pe cruce? Luca 23:34. Ascultați ce a strigat și ce a spus Iisus. Iisus zicea, Tată iartă-i căci nu știu ce fac. Acesta a fost strigătul lui Iisus Hristos, primul lui strigăt acolo pe cruce. Tată iartă-i. Și dacă Domnul și-a făcut timp în momentele alea, în învălmășala aia de acolo, în situațiile alea de neînțeles la un moment dat, să aibă o astfel de exprimare, să aibă acest strigă, dacă îmi permiteți, să se audă strigătul ăsta până peste veacuri și generații, în generația noastră, în lumea modernă a anului 2024, să se audă strigătul ăsta, Hristos a strigat pe cruce, Tată iartă-i, că ei nu știu ce fac. Și vine Biblia și spune, învățați de la mine, spunea Domnul, strigați și voi ca și Iisus Hristos. Avem, dacă vreți, obligația ca strigătele pe care Hristos le-a avut, să putem să le avem în viața noastră, să strigăm și noi cu ceea ce suntem noi. Tată, iartă-i, în felul acesta devii o jertfă plăcută înaintea lui Dumnezeu. Domnul, prin tot ceea ce a făcut acolo pe cruce, dacă vreți, făcea jertfa aceea completă. Poate dacă nu striga în felul ăsta, jertfa nu era completă.
Și Domnul a zis, eu nu doar trebuie să-mi dau viața, trebuie să-mi dau viața sub o stare importantă și extrem de benefică. Eu trebuie să-mi dau viața, nu doar așa, abă că a murit, bate-ți repede cu el în mâini și picioare, am gătat povestea. Nu, Domnul a vrut să arate că omul care se aduce ca jertfă înaintea lui Dumnezeu, nu e doar așa că te-ai adus fizic, ba am venit și eu. Și contează și starea pe care omul o are, pentru că viața unui om e un strigăt și ceea ce omul trebuie să strige în fiecare zi e ceea ce Hristos striga, Tată iartă-i! Noi spunem deseori, vrem ca viața noastră să fie o jertfă plăcută înaintea lui Dumnezeu, ca viața mea să fie o jertfă plăcută înaintea lui Dumnezeu și viața mea trebuie să aibă un astfel de strigăt. Să strig prin ceea ce sunt eu, în dreptul celor care îmi greșesc într-un fel sau în altul, Tată, iartă-i! O, e atâta de ciudat, știți care e strigătul omului care nu poate ierta? Strigătul omului care nu poate ierta, dar vrea să se creadă spiritual, e ceva de genul, a, păi Dumnezeu să te ierte! Păi lasă-mă Dumnezeu, Dumnezeu, dar tu... Tu, care e atitudinea ta pe care o ai? Noi ca și oameni, eu, care e atitudinea mea care o am? Diavolul va veni în învălmășala trăirii mele când vreau să mă aduc jertfă pe altarul lui Dumnezeu. Va veni să mă facă să nu iert pe oameni, să nu vreau să stau lângă oamenii care poate m-au împins în anumite momente complicate. Nu, dar ascultați, de la Iisus Hristos învățăm în dimineața aceasta, viața mea și viața dumneavoastră trebuie să strigem fiecare zi, Tată, iartă-i! În momentul în care viața noastră strigă ca așa lui Iisus Hristos, Tată, iartă-i! În familii n-ar mai fi tensiunile și tensiunea care este în anumite familii. Când soțul strigă, Tată, iartă-o! Te rog frumos! Când soția strigă, Tată, iartă-l! Și tu trebuie să-l arăți pe cel care dă iertarea, pe Hristos, și să fii ambasadorul lui Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos l-a arătat pe Dumnezeu Tatăl. El nu a zis, Tată, iartă și pe ăștia, bă, ne întâlnim nepoți de 3 zile, iartă. Nu, a arătat acea atitudine caldă, Tată, iartă-i și te rog, știi de ce te rog să ierți? Nu știu acum ce fac, te rog, nu le ține în seamă momentele astea pe care ei nu știu, nu le înțeleg, profunzimea lor, iartă-i. O, de câte ori vine câte cineva și zice, te rog să mă ierți, că uite, n-am fost, tate, n-am știut ce iasă, n-am știut ce o să fac, n-am știut că o să iasă așa, te rog să mă ierți, dragii mei, ascultați-mă bine. Atitudinea de iertare trebuie să fie în inima oricărui om în fiecare moment al vieții. Nu există aspectul ăla, nu pot ierta. Nu există. Dumnezeu să ne păzească de asta. N-ai cum să spui, nu pot trece peste, nu pot ierta. Dragii mei, uitați-vă la Iisus Hristos în momente mult mai complicate. Momentul de la Golgota a fost unul foarte complicat. Și cu toate astea, Hristos a zis, Tată, iartă-i. Atitudinea aceasta caldă, această atitudine impecabilă, această atitudine încărcată de Dumnezeu, trebuie să fie și în inimile noastre. Să poți să ierți pe oameni înainte să vină să-și ceară iertare. Nici măcar să nu mai aștepți. Dar pentru ce? Să te comporți cu atât de multă demnitate față de cel care poate din neatenție ți-a greșit. Să-L iubești, să-I spui și să te rogi înaintea lui Dumnezeu, Doamne, eu deja iertat de mult, te rog nici Tu să nu-I țin seamă. Cât-s de speciale momentele acelea în care oamenii se pot ierta unii pe alții. Am văzut un moment în care un băiat a plecat de acasă și n-a vrut să mai aibă de-a face cu familia lui deloc. A făcut atât de multă rușine. Dar cu atât mai mult că el făcea toată rușinea, el atât de dur și de urât vorbea la adresa familiei. Eu am cunoscut povestea în parte oarecum până la un moment dat și la un moment dat îmi povestea de părinții lui, de sora lui care stătea în casă cu familie, cu părinții, verși uscate, verși uscate. Bă, la un moment dat eu am zis, bă, ăsta e martir, bă, ăștia lor, toți lor martiriza, soracu, da. Mă duc în zona lor, undeva în zona așa trecut bine de județul Cluj și la un moment dat când mă duc, cineva îmi spune, ăsta e tata lui.
Și zic, frate, dumneavoastră aveți un băiat așa. Da. Dar ascultă-mă, în fiecare zi mă rog lui Dumnezeu pentru el. Și îl rog pe Dumnezeu să nu-i ține în seamă vremea asta. Așa a făcut Dumnezeu să mă nimeresc la momentul în care ei s-au reîntâlnit. Am putut să văd o fată care a crescut în casă, lângă acel tată care avea iertarea în inimă. Și am putut să văd pe acest tată și această mamă care aveau iertarea în inimă și un vlăjgan, un flăcău arogant, care a intrat în casă. Ha, bă, că am venit și eu la voi, ne. Hai, că tăi strigați după mine că nu vin. Am venit. În momentul acela, cel tată, cu o seninătate pe față, a zis, Doamne, îți mulțumesc că Tu l-ai iertat. O deschis brațele, eu am văzut asta cu ochii mei, o deschis brațele. Dragii mei, când se spune că Dumnezeu schimbă la clipeala ochiului, e 100% real. Dumnezeu a schimbat starea acestui băiat la clipeala ochiului datorită unei atitudini a unui tată care a știut să spună, Doamne, îți mulțumesc că Tu l-ai iertat. I-a deschis brațele să le ia în brațe, o soră de-a lui și maică-sa care plângeau acolo pe canapea. Când la băiatul ăsta i-au dat lacrimile, care până atunci, o aroganță și o nonșalanță de 2 lei, când la băiatul ăsta i-au dat lacrimile, sora lui o sărit în picioare, o sărit pe el, l-a luat în brațe. Și eu povesteam cu el și o zis, uite, au trecut așa vreo 3 ani jumate, 4 ani. Și a zis, nu crezi că ai pierdut 4 ani? Doar pentru faptul că tu n-ai putut să iezi niște atitudini care tai că tu le-o vrut pentru binele tău, dar tu n-ai putut să le ierzi, vezi, Doamne, că tu... Dar mi-am dat seama ce mare har e să ai atitudinea acestui tată care poți ierta de fiecare dată. Cel care trebuia să ierte aici nu era băiatul care își punea povestea lui eronată, ci era tatăl care a suferit rușinea acestui băiat. Și acest tată a avut puterea iertării. Dragii mei, strigătul acesta al lui Iisus Hristos, Tată, iartă-i, trebuie să facă parte din viața noastră a fiecăruia. Mai ales, bine, în toate colțurile vieții. Se tot de exemple prin predici cu traficul. Bă, în trafic, ce faci dacă unul te clanxoneze? Păi l-a iertat dinainte să te clanxoneze. Dar ce rost are să nu-l ierți? Dar ce rost are datorită neiertării tale să arunci vorbe ilegale, să ai atitudini care întorci spatele lui Dumnezeu, să nu merge? Învățăm de la strigătul acesta lui Iisus Hristos, Tată, iartă-i, și să ne ajute Dumnezeu ca acest strigăt să facă parte și din viața noastră. Amin. Un al doilea strigăt pe care Domnul l-a spus acolo pe cruce a fost următorul, Luca 23:43. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Dar ce a vrut să arate strigătul ăsta lui Iisus Hristos? Dumneavoastră știți, nu era un om de o moralitate impecabilă tâlharul ăsta. Dar tâlharul ăsta nu era un om cu care să-ți placă să-ți împarți timpul. Tâlharul ăsta nu era un om care să spună, bă, ăsta când vine, păi produce onoare, ăsta când vine, păi ți-o mai mare dragul cu el. Nu! Era unul de care ți era groază și să auzi de ce făcea. Da, păi să stai lângă el, să împarți ceva cu el. Dragii mei, Hristos n-a împărțit doar câteva momente pe cruce cu tâlharul ăsta. Și a fost gata să împartă raiul cu tâlharul ăsta. Știți ce arată strigătul ăsta? Bunătatea nemărginită a lui Dumnezeu. Este o vorbă frumoasă care zice, când îți merge bine, nu-ți înălța gardurile, lungește masa. Când îți merge bine, nu te băga în carapacea ta și zic, bă, nu, când îți merge bine, spune-le celor care au nevoie adevărat, îți spun că o să împar și cu tine când e nevoie. Păi cum? Hristos împarte cerul cu un nemernic de om, am spune noi. Hristos împarte momentele glorioase cu un om care a știut să vină să-și arate pocăința. Noi, dragii mei, trebuie să avem același strigăt. Să-i spui celui de lângă tine, adevărat îți spun, că ori de câte ori trebuie să împar ceva cu tine, sunt acolo.
Când omul e cuprins de starea asta, dincolo de exprimare, dumneavoastră înțelege, strigătele astea trebuie să fie ca stare a vieții, ca trăire, nu doar din gură, și ca stare. Când omul are strigătul ăsta ca stare, când tu ai nevoie, eu vin. Marea durere e că unii oameni, cum să zic, sunt ei respingători și asta e partea lor. Dar partea noastră e aceea în care vii și spui, uite, adevărat îți spun că astăzi te duc în locul cel mai bun pe care eu l-am. În cel mai bun loc. Hristos l-a dus pe tâlharul ăsta în cel mai impecabil loc. Putea să-i spună Domnul, știi, pot să-ți fac un pic durerea mai ușoară. Îți dau anestezie divină, nu o să simți chiar așa de tare, că dacă tot ești lângă mine, măcar să beneficiezi ceva și de mine. Nu. Domnul a zis, uite, vreau să strig, să se vadă și să rămână peste generații cât de nemărginită e îndurarea lui Iisus Hristos. Dragii mei frați, dacă Hristos a putut să strige în dreptul unui tâlhar, adevărat îți spun că împar cu tine cerul. Noi în dreptul fraților, a surorilor, a comunității în care Dumnezeu ne-a așezat, cu atât mai mult trebuie să fim oamenii care să împărțim momentele frumoase. Biblia spune, în felul acesta se va cunoaște că voi sunteți ucenicii mei. Știți ce zice Biblia? Când s-au văzut toate strigătele astea, auziți, vreau să vă citesc ce zice Biblia. Cu adevărat, a zis sutașul, omul acesta era neprihănit. Și tot norodul care venise la priveliștea aceea, când au văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. O zis, băi, ăsta în loc să strige la noi că suntem niște oameni de speță joasă, că am dat în el, că l-am terfelit, că l-am făcut în toate felurile, împarte cerul cu un tâlhar. Împarte ce are mai glorios cu un om de nimic în ochii oamenilor, dar atât de valoros în ochii lui Dumnezeu. Vreau să fac o subliniere. Orice om, orice om de pe planeta asta are o valoare inestimabilă în ochii lui Dumnezeu. Orice om. Când ați făcut unuia dintre cei mai neînsemnați, când ai împărțit ceva cu cel mai neînsemnat om al planetei, cu ăla care stă și cerșește la semafor, cu ăla care nu-l caută nimeni, cu ăla care nu știe să se chivernisească, pur și simplu nu știe. Mai aud oameni care vin și spun, frate Alin, noi nu mai merem cu alimente, cu cutare, cu cutare, la aia care prăpădesc lucrurile, da, e adevărat, le prăpădesc, nu știu să le chivernisească, dar pentru asta noi trebuie să spunem, oamenilor, adevărat te spun că vreau să fiu lângă tine, să te ajut, atât cât Dumnezeu ne dă putere, să te ajut să te chivernisezi, să nu prăpădești lucrurile, să împart cu tine lucrurile frumoase. Prin asta se vede nemărginita îndurarea lui Dumnezeu, pe care și noi ca și oameni trebuie să o arătăm. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Vreau să vă spun un alt strigăt. Am să trec repede peste următorul strigăt. Vreau doar să fac sublinierea. La un moment dat, un alt strigăt pe care Domnul l-a avut a fost acela în care Domnul îi spune așa Mariei, Marie, iată fiul tău, Ioan, iată mama ta. În momentele acelea, Iisus Hristos a înțeles că trebuie să poarte de grijă celor apropiați. Strigătul acesta, am spune noi, pe numai de aia ardea acum Domnului, că era acolo să rezolve problema asta, da. Pentru că prin strigătul ăsta Domnul vrea să arate cât e de important să purtăm de grijă celor pe care Dumnezeu i-a așezat lângă noi. Domnul a zis, femeia asta e zbuciumată, e terminată, e dărâmată, ea îi moare fiul într-un mod atât de crunt, va trăi niște momente de singurătate, nu pot să o las așa, eu trebuie să rezolv și problema asta, dragii mei. Strigătul acesta ne arată că sunt situații în viață pe care n-avem voie să le lăsăm nerezolvate. Ai spune, nu mă pot ocupa de cutare, dar Hristos a putut. N-am vreme, lasă bă, că aia n-am cum să o rezolv. Dar Hristos, ascultați-mă, a fost întotdeauna foarte atent la detalii. Și a zis, iată mama ta, iată fiul tău, trebuie să rezolvăm și aspectul ăsta, că femeia asta va fi singură. Eu mor aici, îmi dau Duhul pe cruce, ea cu cine pleacă acasă? Ioan, ia-o!
Pentru că, dragii mei, deseori diavolul vine și ne spune, nu mă, tu nu trebuie să strici cu viața că te preocupă lucrurile, tu numai alea mari, lasă tu detaliile, detaliile treci tu peste, detaliile sunt pentru alții, tu alea mari numai în care tu ieși în evidență, nu. Întotdeauna, dragii mei, atenția la detalii le onorează pe Dumnezeu. Și-a zis Domnul, eu nu pot să trec până nu rezolv și aspectul acesta. Se predica aici, cred că într-o seară de evangelizare, că unii oameni și-au pierdut finețea. Și-au pierdut finețea aceea la detalii. Finețea aceea în care să spui, nu pot să trec cu vederea peste lucrul ăsta. E important. E important. Nu pot să trec cu vederea. Uitați-vă la Iisus Hristos care n-a trecut cu vederea peste un moment foarte important. Și a zis, putea să se gândească, bă, stai puțin, păi, dar o să o ia ăștia, că nu o să o lase aici, că nu o să o lase de izbeliște. Dar Domnul a vrut să se asigure că lucrurile vor fi foarte bune. Strigătul acesta lui Iisus Hristos ne duce cu gândul la atenția la detalii. Doamne, ajută-ne! Dar ascultați-mă, vreau acum să mă opresc la un strigăt important. Domnul la un moment dat a strigat așa, Eli, Eli, lama sabachthani. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Strigătul acesta trebuie să producă atenție în mințile noastre. Acolo la Golgota, tot păcatul omenirii s-a adunat acolo, pus pe umerii lui Iisus Hristos, dacă îmi permiteți, și El plătea prețul de răscumpărare pentru noi. Tot păcatul omenirii s-a adunat acolo. Imaginați-vă presiunea extraordinară a păcatului în momentul în care a venit păcatul omenirii care trebuia plătit de Fiul lui Dumnezeu. În momentul în care păcatul se așează, prin strigătul acesta Iisus Hristos vrea să producă atenție și un semnal de alarmă în mințile oamenilor, oameni buni. Dacă Dumnezeu Tatăl s-a retras și preț de câteva momente l-a părăsit pe Fiul Său, exprimarea Bibliei, l-a părăsit pe Fiul Său datorită faptului că era sub condamnarea păcatelor. Și Domnul a strigat, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, m-ai părăsit! De ce oamenii din generația noastră cred că dacă stau sub povara păcatelor, Dumnezeu stă acolo lângă ei? Nu. S-a retras Dumnezeu de lângă Fiul Său, pentru că Fiul Său purta preț de câteva momente povara păcatelor, condamnarea păcatelor. Când omul se pune sub păcate, înfăptuite, și Hristos nu le-a înfăptuit El, doar le purta pentru oameni, dar era tot păcat acolo. Acolo s-a întâlnit la Golgota, dacă vreți, sfințenia inflexibilă a lui Dumnezeu. Că sfințenia lui Dumnezeu nu e modelabilă. Bă, cu ăsta mă-s mai așa, cu ăsta-s mai așa. Nu, Hristos e sfânt. Păcatul e păcat, e condamnabil în toate circumstanțele. Nu contează că ești nu știu ce eră, nu contează că te cheamă nu știu cum, nu contează, păcatul e la fel de condamnabil. Dragii mei, strigătul acesta lui Iisus Hristos produce atenție și un semnal de alarmă. Oameni buni, unde există păcat, Hristos se retrage. Unde există păcat, Dumnezeu părăsește. Și oamenii, generației noastre, uitându-se la strigătul ăsta lui Iisus Hristos, l-a strigat pentru că l-a durut părăsirea lui Dumnezeu. L-a durut. Păi cum să nu? Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, unde există păcat, unde omul stă sub condamnarea aceea, Dumnezeu se retrage. Uitați-vă la David. Ce-a zis David? Câtă vreme am tăcut, a stat Dumnezeu lângă mine? Câtă vreme am tăcut și am stat sub condamnarea păcatelor, am fost voios? Nu! Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Păi ți se topesc cu oasele de gemete dacă e Hristos, Domnul vieții lângă tine? Nu! O zis David într-un alt context, când îl am pe Domnul la dreapta mea, când e Domnul lângă mine, când El nu mă părăsește, nu mă clatin. Dacă mă părăsește, tremur.
Și Domnul a strigat, Eli, Eli, lama sabachthani, ca generația noastră să înțeleagă când omul se pune, din păcate, sub păcat, sub o trăire păcătoasă, Hristos se retrage, Dumnezeu se retrage. Și strigătul ăsta lui Iisus Hristos trebuie să ne producă multă atenție. Dragii mei, noi îl vrem pe Dumnezeu aproape. Noi trebuie să strigăm cu viața, nu vrem să fim părăsiți. Prin sfințenia noastră, prin trăirea atentă, prin atenția la detalii, prin faptul că Hristos e în centru, prin faptul că trăim noțiunile Bibliei, dragii mei, mă confrunt uneori cu situații și cu oameni și noi ca slujitori și frații slujitori, aici fuzionează cu mine 100%, oricare frate slujitor, din păcate a vremurilor noastre, cu oameni care se pun sub păcat și cred că nu contează, că Dumnezeu nu se uită, că nu interesează dacă te duci să-i spui, băi omule, te părăsește Dumnezeu și plătește unul singur și nu poți duce plata păcatului ăsta. Păi se uită la tine ca la avioane. Păi omule bun, oprește-te. Când te părăsește Hristos e complicat, oprește-te. Păi și omul se duce pur și simplu și intră în păcatele atât de grozave și nu le poate plăti singur. Singurul care a plătit păcatul omenirii e Iisus Hristos, Domnul. Omul nu le poate plăti. Și știți ce se întâmplă uneori? Hai să vă dau un exemplu. Păcatul curviei. Zice că păcatele părinților se răsfrâng uneori în copiilor. Dar știți de ce? Nu că Dumnezeu e rău. Pentru că omul nu-l poate plăti singur. Și din păcate se răsfrânge și pe umerii altora. Și nici așa nu-l poate plăti. Și e doar forma în care Dumnezeu vrea să-i îngenuncheze și să-i prăbușească și să le spună privirile la Golgota, că singurul care iartă e Hristos. Înțelegeți că dacă unul din casele noastre, noi, la un moment dat poate o lăm pe arătură și Hristos se retrage, devenim povară și pe ăia din casa noastră. Trebuie să-i duci în spate pe ăsta. A niciodată nu-i bine. Atât timpul e părăsit de Dumnezeu. Dice că e păcatul acolo pus la naftalină. Nu vrea să-l scoată, nu vrea să-l spună nimănui. Hristos a strigat. Vă imaginați cât de grea e părăsirea lui Dumnezeu? Dacă Iisus Hristos a strigat, n-a mai rezistat. Tată, pentru ce m-ai părăsit? Noi oamenii care nu suntem Dumnezei, cum arată viața când Hristos te părăsește? O duci din inerție pe picioare. Totuși greu. Strigătul acesta, Eli, Eli, lama sabachthani, trebuie să producă un semnal de alarmă. Dragii mei, frați și surori, mă simt responsabil în dimineața asta să vă spun, într-un mod cât se poate de direct, toți, generația asta, e atât de mare nevoie să ne oprim din orice fel de păcat. Da, lovești în stânca viacurilor, cu judecata mea, cu bârfa mea, cu atitudini, nu știu, puneți dumneavoastră, nu mai zic. Și în momentul în care omul se pune sub păcat, Dumnezeu se retrage. Nu poate să stea în același loc. Uneori oamenii cred că el poate să păcătuiască, nu știu, face un anumit păcat. Și că Dumnezeu e așa insensibil, azi, bă, n-ar nimic, trebuie să pugea și mai bine, dar acum, nu băga în seamă. Nu. Știți cum se activează, dacă vreți, senzorul lui Dumnezeu, unde e păcat? Pentru că e sfințenia care activează, Doamne, uite-te în sufletul ăla, uite-te în casa aia, e păcat. Și Dumnezeu spune, eu rămân lângă ai mei. Ce înseamnă ai mei? Cei care știu să trăiască frumos și onorabil. Da, e adevărat, am venit cu o evanghelie de care eu îmi cer iertare Domnului, ani de zile, în care într-o parte am avut dreptatea noastră, în care lasă, bă, na, tu ține, trăște-te cum poți, dă-mi cumva, cumva, bă, dar să stai cu fals. Sfințenia lui Dumnezeu nu-i de vânzare. Na, nu negociază, hai bă, că totuși, bă, ăla-i nu știu ce, nu, dragii mei. O, cât de mulți oameni sunt părăsiți de Dumnezeu și nici măcar nu-și dau seama. Cât de trist! Păi zice Biblia, unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, ce se întâmplă? Vine și Domnul.
Bun. Haideți să vedeți acum, dumneavoastră dați rezultatul, da? Și nu vă supărați pe mine. Vă dați rezultatul dumneavoastră. Unde sunt doi sau trei oameni cum trebuie, adunați în numele Lui, Dumnezeu vine. Corect? Corect. Ce se întâmplă? Uitați-vă în Biblie ce s-a întâmplat în locul unde Hristos a dus. A intrat în casa lui Zacheu. Ce s-a întâmplat? A venit mântuirea. S-a dus în fața mormântului lui Lazar. Ce s-a întâmplat? A înviat prietenia. S-a dus în casa lui Petru. Ce s-a întâmplat? S-a vindecat cineva. S-a dus la scăldătoare. Ce s-a întâmplat? S-a vindecat cineva. S-a dus în cetatea lui Bartimeu. Ce s-a întâmplat? L-a făcut pe Bartimeu să vadă. Unde Hristos coboară, se simte. Nu vi se pare că suntem generația care un pic ne-am amăgit? Doar datorită faptului că sunt multe păcate puse în sertar? Și omul, da, unde zice, păi da, nu păcătuiesc, familia mea e familie, ai, cutare, eu nu fur, eu nu înjur, eu nu mă îmbăt, eu nu fac beții, eu nu beau, eu nu fac cutare, n-am vicii. O, dar păcatele alea așa de finuțe, pe la care oamenii nu mai au sensibilitate, vă spuneam că se spunea într-o seară de evangelizare, alea finuțe care diavolul le pune aici în minte și lovești în stânca veacurilor. Ce s-a întâmplat? Reiau un pic îndemnul, mi-a plăcut mult îndemnurile din dimineața asta și le-am și zis la frași, ce s-a întâmplat când Moise a lovit stânca? S-a supărat Dumnezeu. Și supărarea lui Dumnezeu nu rămâne fără consecințe. Moise, nu mai voi, gata. Înțelegeți că nu-i de joacă, că asta vreau să scot în evidență, că nu-i de joacă. Și acest strigăt, Eli, Eli, la masa Bactanii, trebuie să fie un semnal de alarmă. Doamne, noi nu vrem să fim părăsiți. Ascultați un alt strigăt. Mi-e sete. A fost strigătul lui Iisus Hristos de pe cruce. Mi-e sete. Știți, strigătul acesta arată câteva aspecte. Și ascultați, vă arăt două importante. Că Iisus Hristos a fost 100% om. Și 100% Dumnezeu. Dar au fost multe teorii că de fapt el nu l-a durut, nu l-a interesat, că el a trecut ușor, că el era Dumnezeu și că tot omes. Nu, nu, nu. A plătit prețul de răscumpărare sub niște chinuri îngrozitoare, pentru că acolo a plătit în natură umană. Setea e una din un aspectele de a naturii umane. Lui Iisus Hristos a fost sete. Dar, leg de punctul dinainte ce înseamnă să te părăsească Dumnezeu, ascultați aici un pic. Setea e unul din momentele iadului. Hai să vă citesc. Luca 16, 24. Bogatul din locul ăla de chin a strigat, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-mi moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, că-și grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Înțelegeți cât e de periculos când cineva se pune sub păcat, Dumnezeu se retrage, îl părăsește, consecințele sunt ca atare. În același timp, setea aia care îi stoarce inima și sufletul vine aici și el nu se mai poate adăpa. Nu mai poate să mai plece înfiorat. Nu mai poate să mai plece refigurat. Setea aia care îi stoarce interiorul și omul din lăuntru. Pentru că, dragii mei, pentru că acolo pe Domnul apăsa consecințele păcatelor omenirii pe care el le plătea și Domnul a strigat, mi-e sete, ca noi să putem să venim la izvorul vieții și să ne adăpăm ca omul din lăuntru să nu se stingă de sete. Pentru că e complicat când omul nu se mai poate adăpa. E complicat. Și vine omul în biserică, poate care stă încă sub incidența păcatului, care nu vrea să-și rezolve problema păcatului și îi părăsi de Dumnezeu și zice, Doamne, vreau să mă adăpi! Și el nu primește apă să fie stâmpărat. Ce i-au dat Domnului? Că asta face diavolul. Când nu ești de sub incidența păcatului, tu strigi că mi-e sete și el vine să-ți dea și de multe ori bei mai mult amărăciune. Și mai multă amărăciune. Care-i de fapt ideea? Să te pui ca jertfă, să spui, Doamne, Tu ești totul. Și apoi să-ți ia Dumnezeu viața și inima, mintea, sentimentele și tot ce ești și El să vină să te atape. Doamne, ajută-ne! Vă mai spun două strigăte importante. Un alt strigăt important a fost, s-a isprăvit. Ioan
19:30, Domnul a zis așa, când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit și și-a plecat capul și și-a dat duhul. Dar vreau să explic un pic strigătul ăsta. Strigătul ăsta de s-a isprăvit n-a fost strigătul unui învins. N-a fost strigătul unui om decepționat. A fost strigătul unui biruitor. S-a isprăvit, a fost strigătul unui biruitor. Pentru că, dragii mei, este strigătul victorios. Pentru că, ascultați-mă, la un moment dat afirmația aceasta s-a isprăvit, e foarte bine tradusă din limba greacă, dintr-un cuvânt care s-ar numi teteslai. Și acest cuvânt, când se traduce, înseamnă s-a dus la bun sfârșit. S-a îndeplinit misiunea. Acum, cât e de important ca viața mea să strige, s-a isprăvit. Și să mă așeze Dumnezeu într-o anumită lucrare, să-mi duc la îndeplinire misiunea înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor și apoi să zic cu demnitate, s-a isprăvit. Strigătul acesta când duci cu bine la bun sfârșit ceva, atât de tare le enervează pe diavolul, dar atât de bucuros e Dumnezeu când un om poate să ducă cu bine până la final ceea ce începe să facă. Biblia spune, tot ce începe să duceți la cum? Ziceți dumneavoastră, la bun sfârșit. Adică nu încep și după aia ceva prăbușești și duci la bun sfârșit. Știți cât de important ca și viața noastră să strige, s-a isprăvit, să spună, am dus la bun sfârșit. Și lucrarea asta, și asta, și asta, ne pune Dumnezeu în diferite contexte. Ne pune Dumnezeu în diferite momente. Și noi trebuie să putem să spunem, la finalul oricărei acțiuni în care Dumnezeu ne așează, s-a isprăvit, am sfârșit cu bine. Eu vă întreb pe dumneavoastră, la toate strigătele de până acum, la toate învățămintele pe care Hristos ni le-a dat, la toate momentele și atitudinile lui Hristos pe cruce, la toate momentele în care alții îl băteau, îl loveau și îl bagiocoreau și el n-a scos o vorbă, la toate momentele în care a stat sub o judecată nedreaptă și cu toate astea a știut care este misiunea, că el trebuie să plătească pentru prețul omenirii. Pentru toate momentele astea a putut Hristos să spună, în deplină cunoștință și adevăr, s-a isprăvit? Da. Ce bine e ca la finalul vieții noastre să putem să spunem, mi-am sfârșit alergarea, s-a isprăvit. Atât a fost. M-am dus cât Dumnezeu m-a lăsat, dar știi cum am dus? Cu bine. S-a isprăvit. Dragii mei, ori de câte ori un copil al lui Dumnezeu poate să spună acest s-a isprăvit, s-a dus la bun sfârșit, în orice domeniu. Ăsta, al vieții. Nu știu, te duci să-i cumperi haine la un copil de 15 septembrie și zici, bă, nu e așa că mă să-i cumpăr haine în mall în Timișoara. Îl îmbrac din cap până în picioare, iau ghiozdan, iau rechizite, iau papuci, iau geacă de iarnă, iau și tricouri să-i fie bune la anul. Îl îmbrac din cap până în picioare, îi cumpăr cel mai bun stilou. Nu e așa că atunci când te duci acasă și tu te duci doar să-i cumperi poate o geacă sau un ghiozdan. Dar ai știut acolo, te-ai lăsat așa pe Dumnezeu să-ți călăuzească inima și ai dat așa frâu liber, bă, lasă să fac totul. Hristos a făcut totul. Și când ajungi acasă și zici, s-a isprăvit, am dus-o la bun sfârșit. Știți acel sentiment că se așează Dumnezeu în inima ta și zici, da, da, îmi place de tine. Ca mai apoi să poți să ai ultimul strigăt. Ascultați ultimul strigăt al lui Iisus Hristos. Exact cel despre care v-am citit în dimineața asta. Tată, după toate astea, da? Atenție, după toate astea. Nu, ăsta nu a fost înainte, după toate astea. Fac cu tare, îi iert pe oameni, îmi arăt bunăvoința, sunt omul care duc la bun sfârșit totul, sunt omul care arăt oamenilor cât e de complicat dacă te retragi tu, Dumnezeule Tată, îmi fac partea mea, îi iubesc pe oameni și le arăt iubirea mea. După toate aspectele astea, ascultați strigătul lui Iisus Hristos, Tată, în mâinile tale, mi-ncredințez, Duhul. Noi venim și spunem așa, luăm pe cineva să-l botezăm. Și poate uneori de-a lungul anilor am greșit. Dar, și, mă, vrei să te botezi? Da, vrei să fii la Domnul? Da, nu vină, hai că este loc aici în împărăție, pune-te aici. Dar cred că ordinea ar fi un pic alta. Uitați-vă la Domnul. Domnul a făcut, a făcut, a făcut, a făcut, a făcut, a făcut. Și după aia a zis, Doamne, eu cel care
Mi-ai văzut strădania și lupta, vin acum să mă iei pe brațele tale. Adică omul trebuie să își arate pocăința, trebuie să facă fapte vrednice, trebuie să-și arate inclinația spre Dumnezeu, trebuie să-și arate iubirea și apoi noi să-i spunem, uite, și te botezăm în moartea lui Hristos spre înviere la o viață nouă. Dragii mei, noi venim înaintea lui Dumnezeu, marțea la rugăciune, și spunem, Doamne, în mâinile tale ne încredințăm problema. Eu vă întreb, ați văzut cum a venit Domnul să spună mâinile tale, mi-e credințez Duhul? După ce a avut atât de multe lucruri importante și frumoase, noi când venim și spunem în mâinile tale, mi-e credințez problema, cum venim? Că dacă vii cu momente frumoase, cu trăiri frumoase, cu iertare, cu atenție, cu grijă pe calea lui Dumnezeu și îi spui, Tată, în mâinile tale mi-e credințez Duhul, ce ziceți dumneavoastră? Ne primește Hristos. Uneori noi am inversat. Am venit și am zis, Doamne, noi venim la Tine, rezolvă-ne problema, primește-ne, că după aia merem să facem și noi una alta. Uneori, dragii mei, trebuie să fim atenți. Trebuie să faci, uitați-vă pe la Hristos. A fost atât de atent la toate detaliile și într-un final a zis, Tată, în mâinile tale mi-e încredințez Duhul. Pentru asta avem nevoie de credință în jertfa Domnului Iisus Hristos. Se spune o cântare frumoasă, cât ești în credință, cât încă crezi în jertfa lui Hristos, nu ești învins. Dumnezeu, Iisus Hristos, a crezut în Dumnezeu Tatăl, chiar și când privirile cele mai ciudate și ura oamenilor era atât de înverșunată, a crezut că El trebuie să fie un exemplu. Și a zis, Tată, iartă-i. Dar tu de ce zici asta? Că atâta timp cât cred într-un Dumnezeu care întotdeauna apreciază lucrurile bune, eu nu sunt un învins. Nu ești învins. Cât timp credința, nu ți-ai pierdut-o, nu ți-ai stins-o. Cât timp încă crezi pe Dumnezeu și datorită credinței tale în Dumnezeu, tu trăiești frumos, ierți, te ferești de păcat, rămâi la izvorul vieții, întotdeauna duci lucrurile la bun sfârșit. De ce? Pentru că îl crezi pe Cel care se uită la tine în fiecare zi. Și un astfel de om vine într-un moment greu al vieții și zice, Tată, în mâinile tale îmi pun acum problema. O, cât e de primit de Dumnezeu! Urmează să cântăm spre gloria Domnului. Și vrem să-i spunem Domnului să ne umple de credința Lui. Amin. Să ne umple de credință în jertfa Domnului. Dar vreau doar să vă spun atât. Dragii mei, în dimineața aceasta ne putem face o bună socoteală. Viața mea ce strigă? Viața dumneavoastră ce strigă? Dar cât de frumos e să strigăm pentru fratele, pentru sora, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Cât e de frumos să strigăm cu viața, ferește-te de păcat. Nu te pune sub incidența păcatului, că nu o să poți duce. Nu o să poți duce. Ba mai mult de atât, te mai super și pe aia care îți spun, bă, oprește-te că nu-i bine, nu o să poți duce. Lasă-L pe Hristos și sângele de la Golgota să mai curgă, să mai curățească, să mai spele. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți ia viața pe ale sale brațe și tu să trăiești în așa fel încât viața să fie un strigăt frumos, ca acolo, la Golgota, să spună mai apoi oamenii, acesta a fost un neprihănit. Acesta a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, a zis utașul. Dar de unde știi? L-am auzit ce-o strigat. N-aș fi strigat în viața mea, ar fi putut să zică utașul. Tată, iartă-i pe aia care mi-au bătut cuie în picioare și în mâini. N-aș fi strigat asta niciodată. Oh, dar El a strigat. Și-a zis cu adevărat, omul acesta a fost un neprihănit. A fost Fiul lui Dumnezeu. Oh, ce mare har să se spună în urma strigătului vieții noastre. E copilul lui Dumnezeu, e fiică de Dumnezeu, e copil de rege și de împărat. Și în felul acesta Hristos să ne ia pe ale sale brațe și să ne țină până la final. Nu uitați, viața e un strigăt și trebuie să fie unul frumos despre și înspre Dumnezeu în fiecare zi. Amin.